Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Discuția noastră include opinii despre piață. Nu discutăm, nu prezentăm recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare prezintă riscuri, iar efectul de levier le majorează. Se poate întâmpla să am expunere pe instrumente discutate sau pe altele corelate cu acestea. EUROSD are acum o tentativă de revenire după o perioadă de așezare și de așteptare. Pentru că a oscilat în jurul lui 1.16 la finalul săptămânii trecute și a rămas aici în sesiunea asiatică, dar acum văd o încercare de a merge mai sus, peste 16-15. Sunt totuși valori consistent sub cele pe care le înregistram. În deschiderea sesiunii de vineri, cu mai bine de jumătate de procent suntem mai jos față de acel nivel. Și parțial am putea găsi explicația în calendarul financiar. Acolo unde în Europa am văzut că inflația la nivelul anualizat și inversiunea armonizată, acel HICP, este în scădere. 2% față de 2,1% anterior și se aștepta menținerea la această valoare. În timp ce șomajul se păstrează la 8,2%, aici nu este o surpriză, dar în Statele Unite avem indicatori PMI în Chicago, peste așteptări, nu și peste valoarea anterioară, și o accelerare a componentei de inflație a uh, indicatorului de sentiment al University of Michigan și în același timp o revizuire care nu este atât de uh, slabă. Nu am coborât la 95,3, ci doar la 96,2 puncte, deci 1,5 puncte, ceea ce înseamnă că uh, în fapt uh, variația față de nivelurile anterioare este destul de destul de restrânsă. Se simte o scădere față de începutul anului, dar este una deosebit de lentă. Și de ce este aceasta o victorie pentru dolarul american? Pentru că în ultimele săptămâni am avut variate teme care ar fi putut eroda consistent apetitul pentru, pentru achiziții încrederea consumatorilor sau valoarea generală a, a dolarului. Și aici trebuie să a, notăm evoluția relațiilor comerciale care, în ciuda unei victorii în privința Mexicului, nu aduce alte a, elemente a, net favorabile. Canada nu s-a alăturat acordului cu Mexicul, ceea ce înseamnă că va dura mult mai mult până vom avea un. un a, nou cadru comercial, iar China și Europa sunt amenințate cu taxe vamale mai mari, iar discuția referitoare la China se întâmplă chiar săptămâna aceasta. În plus, establishmentul politic este departe de a fi unul așezat cu anchetarea sau și condamnarea unor persoane apropiate de campania electorală a președintelui, ceea ce ar fi putut împreună cu evoluția ascendentă a costurilor de împrumut să erodeze mai mult încrederea consumatorilor, dacă nu se întâmplă înseamnă că ai în continuare venituri solide sau pur și simplu o percepție un un sentiment că lucrurile merg în direcția bună. La urma urmei este uh, vizibilă încă raportarea în, în memoria uh, colectivă a piețelor, raportarea PIB-ului de peste 4%, revizuire favorabilă. Și uh, datele de vinere au reușit să susțină dolarul american, iar acesta nu a pierdut teren pe seară, doar s-a stabilizat, doar s-a oprit din uh, apreciere în condițiile în care a devenit limpede că nu vom avea o asociere a Canadei la acordul dintre Statele Unite și Mexic. În cazul dolar index vedem aceeași fază de așteptare după ce am spart 94-84 ieșind dintr-o dintr zonă de consolidare care de multe ori prefigurează continuarea mișcării anterioare. Bine, nu și de, de data aceasta dolar index a recuperat consistent. Suntem într-o sesiune cu zi liberă în Statele Unite, deci de pe la 3 și jumătate și 4 și jumătate ne așteptăm la ceva mai multă liniște și mai, mai puțină volatilitate în piață. Într-o astfel de zi ar trebui totuși să nu avem vești majore legate de de China sau de aspecte politice, dacă vom primi totuși astfel de informații într-un mediu de lichiditate scăzută, putem observa. Deci, atrag atenția asupra acestui risc teoretic. Nu că trebuie să se întâmple, dar dacă se va întâmpla, pot să apară mișcări mult mai accentuate decât de obicei în condițiile norvești, nu foarte explozive. Dacă avem ceva cu adevărat puternic, atunci reacția poate să fie impresionantă. Pentru că avem mai puțin, mult mai puțin trader. Piața valutară nu este închisă, dar dar absența jucătorilor mari înseamnă se simte. În sesiunea de astăzi, deci nu avem decât o conferință de presă a lui Evans de la FOMC la jumătate, care, iată, nu și a zi liberă și la 12:20 îl avem pe Yves Mersch de la ECB la 11: am avut deja datele în sectorul manufacturier. Indicele PMI agregat în scădere față de valoarea anterioară, dar în continuare la o cifră rezonabilă pentru Europa. După sesiunea de astăzi și proai chiar din Asia, lucrurile vor începe să fie mai, mai agitate, pentru că se așteaptă claritate în privința Taxelor vamale pe care le va impune președintele american, pe care le va anunța președintele american, după încheierea perioadei de studiu, pe 5 septembrie se încheie această, această perioadă, teoretic chiar de pe 6 pot fi anunțate aceste noi măsuri. Câte de teamă le este piețelor de așa ceva? Și mai ales și mai delicat, cum va reacționa dolarul în aceste condiții? Bine, avem avem tranzacționare pe futures pe S&P 500 și pe alți indici. Aici vorbim despre un CFD pe futures, bineînțeles. Ce este interesant este că dacă sesiunea de vineri a fost una fluctuantă, cu reacții pozitive în jurul raportării indicelui University of Michigan ceea ce zic eu că e normal însă expansiunea e destul de a fost destul de puternică, deci nu sensul, ci forța a fost mai interesantă forța acestei direcții. Ulterior am avut scăderi, dar nu menținute până pe final. Ultima jumătate de oră ne-a adus o recuperare, ca și cum cineva simte încă sau își dorește încă uh, să se poziționeze favorabil uh, în, în piața americană. Ori acel efect de uh, weekend prelungit sau de mini vacanță care induce optimism, nu știu, dar uh, putem spune că parțial a funcționat și de data aceasta. Nu am avut o, o creștere, de fapt. Ultimele sesiuni s-au înscris într-un trend descendent, dar având în vedere seriozitatea climatului, aș spune eu, în primul rând, în legătură cu riscul de deteriorare a relațiilor cu China, părerea mea că piețele nu s-au mișcat foarte rău și, mai ales, în debutul sesiunii asiatice, am avut o deschidere cu gap pozitiv acoperit în mare parte pe futures și acum în sesiunea europeană o reluare a optimismului. Dacă ne uităm la evoluția indicelui în linii mari, acesta nu arată foarte rău. Am revenit vineri la închidere în interiorul canalului de trend. Nu am depășit jumătatea lumânării anterioare. Semnalizarea a părut una destul de îngrijorătoare din punct de vedere tehnic, pentru că am avut un fel de engulfing bearish și apoi chiar dacă nu o lumânare de scădere, totuși o recuperare neconcludentă. Astăzi însă, deși este o zi atipică, bineînțeles, deși avem tranzacționare pe futures și nu avem piața reacționând efectiv, fiind efectiv deschisă pe, pe acțiuni, deci e vorba doar o doi estimare a traderilor de pe futures, inclusiv uitându-se la ce se întâmplă pe alți indici în Europa și în Asia. Ei bine, cu toată această steluță și acest fine print, acest text cu litere mai, mai mici care ne arată că Sesiunea de astăzi nu e atât de importantă, atât de relevantă ca, ca cele obișnuite, totuși a ieșit din canalul de trend pe grafic se, se va vedea ca, ca un semnal de forță. Dar să și rămânem acolo. Și întrebarea este următoarea. Cât timp mai pot rezista indicii americani în condițiile în care urmează tarife, ancheta lui, lui Müller, situația din Turcia? Nu este, nu este o limită, nu trebuie să ne blocăm interpretarea noastră. Dacă cineva cumpără în aceste condiții, o face, în, și reușește să impulsioneze prețul, o face în, împotriva volumului celor care vând și bănuiesc că nu sunt puțini cei care vând în această perioadă. Pentru mine, adevărata mare întrebare pentru perioada următoare este dacă în această săptămână, atât de importantă cu China, dar și cu date din piața Muncii și cu un pachet foarte abundent de cifre macro în a doua jumătate a săptămânii mai ales, dacă această săptămână ne va duce mai sus sau ne va reîntoarce în zona canalului de trend, deci undeva sub 2890. Dacă merge sub 2890, atunci avem un dark cloud cover și posibilitate de, de corecție mai consistentă. Dacă însă ne lansăm suntem în zonă de maxime istorice, ieșim din canal de trend ascendent, ar fi un, probabil, ar fi un semnal declanșator pentru strategiile de tip momentum, cele care urmăresc trendul, care urmăresc energia pieței într-un anumit sens și, uh, și sau inerția ei, am putea spune, și se poziționează în consecință. Dacă aducem în discuție US 100, Aici, dincolo de raportări individuale și de situații particulare, dar care iată au impact când se referă la companii gigant precum Amazon sau, sau Apple, Amazon apropiindu-se de un trilion de dolari, Apple depășind deja acest nivel. Dincolo de acesta, există o anumită susținere. Lărgimea pieței nu mai este aceeași ca acum 3 luni sau, sau un an. Dar când ne uităm la indice și foarte multe poziționări se fac pornind de la indice, vedem că el se consolidează deocamdată în zona maximelor istorice, undeva înainte de 7700, dar peste 7625 de puncte. Din nou, dacă sesiunea de astăzi nu este, nu este obligatoriu să fie decisivă, totuși o închidere favorabilă astăzi, ar însemna că piețele sunt încă dominate de un sentiment optimist. Cât timp pot, pot să reziste? Teoretic nu există o limită. Suntem deja, în, după anumite calcule, în cea mai lungă perioadă de, de trend ascendent. S-a scris istorie. Dar să nu scăpăm din vedere faptul că suntem într-un mediu de stimulare monetară fără precedent. Iar Reorientarea politicii monetare în Statele Unite, deși se petrece, este cu un ritm suficient de, de lent încât să avem în continuare dobânzi pe anumite componente ale inflației real negative. Dacă ne uităm la CPI, de exemplu, în Statele Unite și ne uităm la dobânda de referință. Deci o politică monetară care este destul de departe de a fi una foarte strânsă. Este una, zic eu, în continuare relativ relaxată, nu atât de relaxată ca pe vremuri, se absorbe lichiditate, dar totuși, totuși în condițiile actuale pare că trendul nu a, nu s-a încheiat. Am avut un semnal de întoarcere acum două sesiuni. Ele sunt acele cele indicii tehnice nu sunt în momentul de față confirmate suplimentar. Dacă piața americană arată destul de bine și destul de puternic, piața europeană este într-o fază diferită de câteva zile am avut corecții destul de consistente și astăzi abia, abia se poate vorbi de o anumită stabilizare peste 12.300 de, de puncte. Uh, Aici urmărim linia de trend, undeva pe la 150 și uh, pe la 590 o rezistență. Intraday, poate jumătatea românării anterioare, pe la 395 ca rezistență. v spunem spune că mă inspiră în mod deosebit acest, acest grafic. Este un trend descendent uh, cu anumite șanse de stabilizare, dar departe de a fi validată această șansă. Dacă mergem sub minime, sub 281, intraday, Cred că ignorăm această umbră și ne uităm la 247 ca suport și undeva pe la 170, apoi 145-150, suportul dat de linia de tren mai veche. Am adus în discuție aceste repere pentru că europenii nu par nici pe departe la fel de optimiști ca americanii, pentru că se profilează taxe vamale pentru sectorul auto. Uh, pentru că noi reglementări europene uh, legate de măsurarea uh, consumului și a emisiilor care intră în vigoare, uh, cred, săptămâna viitoare, dacă mă amintesc bine, oricum foarte curând, ar putea să însemne costuri pentru, uh, 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 pentru uh, marii producători și asta pune presiune pe piața germană. Uh, și uh, pentru că este un uh, risc uh, perceput de către piețe în legătură cu, uh, cu China în uh, uh, această săptămână și deși bursa uh, și-a revenit pe final, a avut o, o perioadă nu extrem de roz, iată indicele Shanghai Composite, Uh, la un moment dat eram uh, cu uh, aproape 1%, mă rog, mai, ceva mai puțin de 1%, dar uh, nu, nu, mult uh, uh, nu mult uh, mai puțin decât acest 1%. La un moment dat, cred că a fost chiar în zona de minime la minus 1%. Am revenit spre final, doar pe minus 0,17%, dar totuși este o piață. Uh, este o piață care scade de, uh, de câteva luni bune. Un lucru încurajator, în China un sondaj a arătat că uh, unii dintre investitori se așteaptă totuși la, uh, la o revenire după o îndelungată perioadă de scădere uh, și au venit raportări favorabile din zona, uh, din zona bancară, însă uh, piața iată încă are de arătat că se poate reorganiza. Dacă rezistăm în această zonă, avem șansa unei corecții pozitive, poate spre 410 sau mai sus rezistența ar fi acest vârf local pe la 470, însă în linii mari este această intersecție a unui trend pe termen mai lung și a unui trend descendent pe termen mai scurt, care va forța piețele să iau decizie. Bursa germană rămâne ceva mai slabă. Ursa americană nu poate fi luată neapărat drept, drept un ghid penetrant în această perioadă, trebuie să așteptăm cel puțin sesiunea asiatică, dar mai degrabă sesiunea de mâine, așa că ghidașul în piețele de capital e greu de realizat astăzi. Eu aș avea mai degrabă un pic de prudență. Doar că, iată, acest, acest mic insucces în legătură cu Canada... Nu a uh, deteriorat uh, semnificativ percepția. Uh, există în, uh, în media, atunci când uh, urmăresc uh, și citesc pe destul de multe site-uri și surse uh, de tip financiar, inclusiv titlurile, atunci când nu am timp pentru a percepe sentimentul general, văd că există un sentiment general de tipul. Uh, ok, piațele cresc, dar sunt nenumate riscuri, dar atenție că se poate întâmpla ceva. Uh, nu avem acel sentiment debordant, de entuziasm total, uh, necontrolat, uh, nelimitat, acela care duce la de obicei la o explozie finală a optimismului. Dar, din nou, suntem într-o perioadă istorică mult diferită față de cea normală. Uh, bun. Vreau să revin la euro-dolar, însă văd aici o întrebare de, care începe așa, de Sky is the limit, toți indicii americani la maxim istoric, mai puțin Dow Jones, care însă nu poate face notă discordantă, până când, până mâine sau peste 2-3 ani, cine știe. Părerea mea că Dow Jones este pe bună dreptate un underperformer în această perioadă și nu l-aș aș, uh, uh, lua nu l-aș lua drept semn, semn, dominant. Aici ai câteva companii, companiile cu valoare mare a acțiunii, a prețului pe acțiune în dolari, domină indicele. Este, este o varietate de motive pentru care zic să ne extragem informații în primul rând dinspre, dinspre US500 și eventual US100. Avem și aici un trend, un trend ascendent, dar vedeți, e, e Bună remarca, recuperarea este destul de slabă. Suntem în continuare pe o secvență ascendentă cu un suport destul de apropiat de nivelurile, nivelurile actuale. Mai degrabă cam așa ar fi. Dar vedeți, dacă nu luăm, dacă luăm în calcul și umbra și nu luăm doar corpul lumânării, nu arată prea, prea bine. Să spunem că la 890 este suportul și undeva la 26.200. De puncte aproximativ, ar fi rezistența. Dar, dar din nou, nu m-aș concentra neapărat aici. Bun, revenind la EURUSD, suportul este zona 1.16, piața a uh, primit o corecție și o respingere dintr-o linie de trend pe care nu a putut o sparge în mod decisiv, mă refer evident la această descendentă din mai până acum și uh, uh, cu toate acestea nu cred că a abandonat ideea ascendentă în totalitate. Doar că nu este foarte ușor în mediul actual. În Europa, în încetul cu cetul vom vorbi tot mai mult despre Italia, despre buget, agențiile de rating atrag atenția asupra poverii datoriei publice, Guvernul răspunde spunând că vom vedea că nu este un buget atât de periculos. Acum, E de văzut dacă se vor lăsa convinse atât agențiile de rating, cât și, mai ales, investitorii în piețele de datorie suverană. Cred că va veni o vreme când ne vom uita cu mare atenție pe dobânzile la titlurile de stat italiene. Acest lucru este în subsidiar deocamdată, dar este cumva o frână la adresa recuperării monedei unice europene. Și de aceea avem nevoie. Să o vedem lansându-se nu doar câțiva pipi mai sus față de nivelul actual, ci peste 1645 pentru a reconsolida încrederea. Rezistența mai sus a fi la 1671. Deocamdată pare a fi o corecție care teoretic ne poate duce mai sus, dar încă pe o secvență descendentă. Cu 1.1568, suportul relevant sub 16. În Marea Britanie avem o evoluție puternic deci descendentă pentru lira sterlină, lira fiind uh, uh, pedepsită direct la revenirea din, uh, din Asia, în condițiile uh, în care avem uh, destul de puține uh, speranțe în momentul de față pentru un uh, acord pe care investitorii chiar să-l să aprecieze cu Europa. Linia aceasta este o linie care, dacă va fi urmată, ar putea duce la spargerea secvenței ascendente inițiate de la jumătatea lunii august. Până una alta suntem deasupra liniei respective, eu o, o văd în felul acesta, tocmai am, am prelungit-o, dar este o, o mișcare undeva uh, uh, undeva cam la, la limită, sub 1, 28, 90 uh, avem un alt suport la 2847 și un altul la 1,28. Gepul ar fi acoperit, uh, dacă spargem 2932, abia pe la 2960. Întrebare. S-a sperat 3 că cărilea a crescut prea mult și au trântit-o, pe când din nou spre 1,30. Uh, Uitați-vă puțin. Canalul de trend este descendent. A fost o perioadă în care s-a jucat aici cu unul 30-40, a apărut că este o resursă de optimism. Mai bine, uh, nu s-a reușit asta. Septembrie nu mai este termenul limită pentru obținerea unui acord pentru că uh, cele două părți au cam recunoscut că nu prea se poate până atunci s-a oferit mai întâi pe surse, apoi pe, ju, cu jumătate de gură. Acum este aproape acceptat că în octombrie se vizează uh, obținerea unei, unei înțelegeri. Dar uh, pentru instituțiile bancare și pentru business uh, în general, uh, câteva luni de zile pentru a-ți pregăti un răspuns, putea să fie insuficiente. Uh, și uh, din punctul meu de vedere lira ar putea să fie una dintre piețele, dintre valutele cele mai volatile în lunile următoare uh, e un joc însă uh, undeva într-un interval de aproximativ un procent, dar pe termen scurt, piața pare a avea o anumită vulnerabilitate uh, Manufacturing PMI, de asemenea 52,8 puncte față de 53,8 este o altă veste proastă, indicele PMI din, din industrie. Până în alta piața rezistă aici, dar nu este obligatoriu să o facă până la final. În jurul lui 111 se mișcă dolar yen și nu pare să grăbi nicăieri. Cu o relativă recuperare a sentimentului în piețele de capital și cu un dolar care se simte uh, ceva mai bine, am văzut dolar index în debutul prezentării noastre, uh, Dolarien reușește abia să rămână pe loc. Aceasta, din punctul meu de vedere, nu este o veste extrem de bună. În calendar să vedem dacă există raportări de comentat. Dacă ne uităm la indicele PMI pentru, pentru industrie, avem o îmbunătățire de la 52.3 la 52.5, zona neutră fiind 50, este, este în sensul corect, dar nu e ceva remarcabil. În timp ce în această noapte pare a fi mai mai liniște și o nouă conferință a lui Curoda a fost în această perioadă. Dacă parcurgem feed-ul nostru de știri, nu găsim remarci în acest sens, ceea ce înseamnă că, ceea ce înseamnă că nu sunt dezvăluri esențiale. În schimb, aș sta cu ochii pe dolar ien pentru că în condițiile în care vom avea la un moment dat o colecție din piețele de capital sau o semnalizare a unei direcții diferite uh, din partea băcii centrale japoneze, dolar ien ar putea să resimți presiuni uh, descendente consistente. În Turcia, o piață pe gustul speculatorilor. Uh, sesiunea a fost deosebit de, uh, de intensă deja uh, în termeni procentuali, cât 2-3% în câteva ore nu mai înseamnă mare lucru. Numai ora trecută a avut o zonă de variație de vreo 3-3%. Uh, uh, cu diverse uh, semnale din partea băncii centrale că e pregătită să intervină. Ați văzut și aici în, în fluxul de știri. Politica monetară va fi ajustată în 13 septembrie. În același timp, există o neîncredere destul de largă în această zonă, plus că inflația depășește așteptările, deci e nevoie de un răspuns puternic al băncii centrale. Dacă Turcia nu mai dictează direct mișcările în de capital, Asta nu înseamnă că nu ar putea să reînceapă să o facă la un moment dat. Dar, luat ca instrument de sine stătător, 6,70 rezistență, 6,55 suport și un fel de interval, se desenează aici pentru lira turcească, este la înălțime și până în alta, pe ultima mișcare de apreciere, nu a depășit notabil 6,80, care este retragerea de 78,6. Deci aș spune că în momentul de față este o corecție pozitivă și trebuie să demonstreze forță ca să arate că uh, își dorește să continue trendul ascendent. Altfel, pare a fi deocamdată o corecție. Ne-am uh, deplasat însă consistent mai sus față de ultima noastră discuție mai detaliată uh, pe lira turcească. Bun. Uh, pentru uh, petrol, tocmai. Uh, Cred că am reușit să, să clarific uh, acest grafic și va trebui să îl redeschidem. Nu e problemă, o să refacem la un moment dat uh, toate uh, marcajele. Uh, petrolul se mișcă în zona 70. Am avut un episod de depășire neconcludent. 70-50 a rezistat și... Uh, uh, obsesie în jurul Iranului, poate e un pic mult, pus o, o atenție foarte concentrată pe, pe ce se întâmplă în Iran, este ceea ce domină în această piață. Dar numărul de instalații petroliere conform Baker Hughes a crescut ușor, uh, estimările sunt însă pozitive, dar nu la fel de robuste pentru sectorul shale din Statele Unite, astfel încât uh, nu avem această presiune masivă descendentă prin creșterea ofertei acolo și uh, estimările unora sunt, uh, uh, sunt că vom vedea o uh, dezechilibrare a pieței, dar în sensul uh, unei cereri neacoperite pentru că Iranul uh, va fi blocat din exporturile sale. Uh, datele urmează să sosească. Avem date aproape în fiecare săptămână și nu mă refer la stocuri, ci și la e valorile ale producției în diferite state ale OPEC. Până, până la acestea, 69, 58, suport și 70, apoi 70, 36, 70, 48 rezistență. Pare a fi încă pe trend ascendent WTI-ul. Asta este, asta este, vizibil cu ochiul liber în momentul de față, însă nu e clar dacă va avea resurse să se depășească 70, 50. Aurul continuă să se consolideze deasupra liniei 1200 și deasupra liniei de trend descendent, însă fără a oferi o claritate a direcției viitoare. Leul, care a înregistrat episodic o anumită apreciere în sesiune trecută, acum pune din nou presiune pe 464. Dacă este să ne uităm la evoluția în planul extern al piețelor dezvoltate, vorbim despre o zonă de relativ optimism. Însă, dacă ne uităm la dinamica dobânzilor, aici tendința este descendentă. la 3 luni a rămas la 3,22, dar suntem considerabil mai jos față de valorile de uh, vârf din, din luna trecută deja. August este deja o lună încheiată. Practic a început toamna, deși nu, nu, se simte încă acest lucru, a spune eu, din fericire. Mâine avem date de inflație, indicele la nivelul prețurilor la nivelul producătorilor și uh, după aceea vom avea uh, la un moment dat și datele nu apar aici în... Uh, în calendar, dar de obicei imediat urmează și datele la nivelul consumatorilor. Valoarea anterioară a fost 6,1%, inflația continuă să crească, dar Banca Centrală, ne amintim, ultima dată nu a reacționat foarte, foarte agresiv și leul a pierdut atunci teren, dar iată că s-a obișnuit cumva cu aspectul curent. Dacă piața ar fi sensibilă la aceste cifre, Având în vedere evoluțiile uh, recente uh, în, în zona materiilor prime, dar mai ales în zona de cerere, aș spune că avem un, uh, probabil un surplus de cerere, deci m-aș aștepta ca inflația valoarea a să fie în continuare una ridicată, chiar dacă încetul cu încetul se așteaptă o temperare spre finalul anului. Uh, dacă leul ar fi să reacționeze la aceste date. și piețele ar aștepta un răspuns al băcii centrale, atunci poate că va avea o șansă minoră de apreciere în sesiunea de mâine la momentul raportării, însă știm că reacția este foarte slabă și mai ales trebuie să vedem dacă inflația chiar confirmă aceste așteptări ale, ale noastre. Până în alta, iată, un pic de mișcare un pic de mișcare în favoarea leului. Pe termen scurt, 463, 464 rezistență, 463, 11 și 463, apoi 462, 250 îl luăm ca nivel de suport. Mulțumesc pentru atenția acordată, mult succes în sesiunea de astăzi și o zi plăcută. Reținem că este vacanță în Statele Unite, dar asta nu înseamnă că nu avem potențial de mișcare. M-aș uita și la Lira Stelină în această perioadă și, bineînțeles, la comentariile din presă. Toate cele bune, pe curând, la revedere!